Salut! Noi suntem Cocolici și bine ați venit la un episod de Obi sub apă. N-am zis așa ceva. Seama, trebuie să ne ținem respirația probabil aici. Vorbește cu asta să vezi ce vrea să zică. Zice să dăm click pe el. Hai să vedem ce ne zice. Ok, am ajuns la bază. Haideți să pornim această misiune. Oare ce misiune? Despre ce misiune este vorba? Nu știu, dar uite-te că unii... Uite pe rața asta. Stă pe palmier, n-are treabă. Oh my god, ce relaxant pare și bea și un suc. Uite, ăsta e la din Ice Age aici, îl vezi? Da. Ah, cum îl chema? Veverița? Da. Nu știu dacă chiar e ea Veverița. Seamănă. Ok, tu unde ai dispărut Felix? La etaj de mult, adică nu s-o... Ia uitați-l pe Felix cum s-a ascuns acolo! Și aici ce trebuie să facem? Nu știu. Hopa! Ha, te-am trecut. Sper să nu pățiți nimic. Oh my god, dacă vine astea din nou. Este! Ce? Ok, ia vorbește cu o să vezi care e faza. Da, ce costum interesant are. Vezi camera aceea de acolo? Nu văd. Se pare că inundă toată camera și trebuie să scăpăm de chestia asta. Ah, ok. Aș putea să iau arma asta? Nu. Nu? Trebuie să mergem piață. Vii, Cristina. Ca bandiții, mergem piață. Așa. Te-am întrecut. Ia, du-mi mai în față unde e galbenul ăla, de ce mă întrești tu? Nu. Haide! Nu vreau să dau cu nasul de chestia da, asta. Da, Cristina! Asta zici că e aur topit, nu dorința știu ce o fi. Nu! Te-am întrecut, Felix? Niciodată nu o să mă întrecești. Ba da, se pare că da, te-am întrecut. Cât de tare sunt! Prima, merg prin tunel. Ok, ia să vedem ce ne zice nenea ăsta. Crezi că e nenea sau doamna? Nenea sau tanti? Ne apropiem de chestia din mijloc. Este foarte mare securitate și avem acolo un loc în care trebuie să punem o dinamită și să facem o gaură în perete. Să vedem cum descurcă Cristina. Fare ceva ce Cristina ar face din prima. Ia să vedem. Fare ceva ce Cristina ar reuși să facă din prima. Nu știu, așa zic eu, instinctul. Uite acolo, avem un X acolo. Da. Și acolo că trebuie să plasăm o bombă, dar nu știu să vedem. Dai click. Și stai lângă ea. Nu, că explodează. Aaa, să nu explodeze! Felix, vezi să nu explodeze lângă tine! Ai grijă! Era să-ți distrugă freza, păi se poate așa ceva. Am căzut! Suntem sub apă! În sfârșit suntem sub apă, Cristina! Te întrebi, Felix? Vezi să atingi toate lucrurile astea. Ce faină not! Vezi să atingi toate... Atins? Nu! Atinge și tu! Felix! Atinge și tu, Cristina! Nu, eu m-am descurcat! Nu se poate așa ceva! Ura! Am salvat la stage 6! Tu la ce stage ești acolo? 1? Dar de ce te-a dat de la 1? Nu știu, să văd, că nu mi s-a salvat. Undeva n-ai salvat, Felix? De asta ce? Stai să văd eu dacă calc pe ceva, pe mine de unde mă dă ea. M-am sacrificat ca o eroină, să văd de unde mă dă. Eroină ești. A, se pare că mă dă de aici. Ceva tu nu ți-ai salvat. Vreau să vorbesc cu tanti. Explozia a alarmat sistemul de securitate. Domnul Dr. Ocean Man este acum conștient de prezența ta și știe unde ești. Ocean Man, om ocean? Da, așa se pare că îl cheamă. Cine a inventat? Ia uite, trebuie să trec prin sulițele astea. Mie îmi place că mă aștept, deci eu apreciez. Dar nu Felix, că eu fac sport. Când nici ceva de apreciat, eu apreciez. Uite, eu nici măcar nu salvez, eu doar țope pe aici ca să mă mențin în formă. Să te mențin în formă? Se pare că nu sunt în formă, ia ce știu, mi s-a distrus forma. Ia, ajung și-o acuși la apă. Serios? Da. Hai că te aștept, eu sunt partea asta la altă. Nu pot să vin înapoi. Aș fi vrut să vin să te salvez, să-ți arăt cum se înnoată. Să-ți arăt cum se înnoată. Ok, se pare că mă voi duce să văd dacă reușesc. Uite că la un moment dat poți să mergi drept, știi? Mm-hmm. Până ce apar sulețele astea ruginite. Salvește-te. Mă salvesc. Uite aici, Felix, avem niște cârnăciori. Cârnăciori? Niște cârnăciori și niște rățuște. Ce putem să facem? Haide, Felix, acum nuată și imediat o să iasă de acolo, din tunelul ăla. Sub apă? Felix, aici cred că era SpongeBob. Uite, melcul lui SpongeBob. SpongeBobby? Da, eu aveam când eram acasă la mine. Nu! Iarăși, Felix, tu nu știi să nuți? Aveam jucărie de pluș cu ăsta. Nu mai știu cum îl cheamă. Știi că unii oameni zic SpongeBobby? Da, știu. Nu SpongeBob. Unii oameni zic SpongeBob. Cum îl cheamă pe Melk? Că nu mai țin minte. Patrick? Nu, Patrick este steaua. Ziceți-mi în comentariu cum îl cheamă pe... Așa. Da, se pare că am picat. Să mai întâmplă lucruri bune și la tine. Da. Să-mi ziceți în comentariu cum îl cheamă pe Melk, bine? Melk era pisica aia, nu? Ce pisică? Era Melk. Pisica aia lui. Bine, era animăluțul lui de casă. Da, și era ca o pisică făcea, nu? Da. Ura!
înceață sunt, Felix? Crezi că poți să reușești să nuți? Așa, mă. Felix încă este acolo la... Greu să nuți în Roblox. A reușit, a reușit. Haideți să mergem înapoi să vedem dacă reușim să-l ajungem pe Felix. Am vrut să fim după tine, Felix. Dar uite și ce-am pățit. Uite, uitați-l, în sfârșit vine și gamerul. Mamă, dar cât ai mers? A mers mult, nu? Te-ai mers. Să ai grijă la chestia aia, la magnet. Mersi că m-ai așteptat. Ai grijă, 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 grijă. Mersi că m-ai așteptat, Cristina. Cu plăcere. Să știi, sar! Chiar te-am așteptat. Ai grijă, ai grijă, ai grijă acolo. No! Așa. Ura! Ai vorbit cu asta, salut? N-am vorbit, n-am vorbit. Oh, nu, următoarea cameră este se află... Este burlogul lui Dr. Ocean, ce nume original. Da. Toți sunt doctori. Multă baftă dacă vreți să treceți pe acolo. Înseamnă că stai amită dacă e doctor. Ia uite, ăsta e doctorul. Chestia aia? Cred că da. Stai puțin, trebuie să trecem prin lasere. Se pare că acest Dr. Ocean este fan lasere. Uite și tu câte are. Ok, am salvat aici. Și acum mergem pe ața asta șmecheră. Oh, sunt bumerange! Da. Sper să nu-mi dea una în cap. Super. Ai de cap. Super, din prima. Tu ce faci? Mi-a dat un bumerang în cap. Da, trebuie să vezi atunci când merg ele. Și era și ruginit. Stai să treacă. Așa, cum acum mergi. Mergi, 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 mergi. Mi-e frică. Și dacă ceva sari. Exact aici m-a prins de data trecută. Dacă am zis dacă ceva sari. Am gândit că nu-i. Hai să vedem dacă reușim. Lasă că din 50 încercări o să treci. Ce puțin, ăsta vorbește? Stai, da, acum. Și eu mai stau aici. Cineva râde. Știu, cred că Dr. Ocean ăsta. Mersi, Felix, că m-ai așteptat. A, da, am uitat să plec. Aaaa, nu! Nu, a căzut! Dar poți să te sacrifici ca să te dea de aici. Nu mă dă de acolo. Ba da. Niciodată nu mă sacrific. Ia să vedem dacă te dă de aici. Te dă de aici oare? Am avut idei bune? He-he! Vezi, se pare că am și eu idei bune, Felix. Aici să ai grijă că e plin de lasere. Ăsta e fan lasere. Mă, câte și-a lasere? Construit aici o bază. Cum nu? Ce? Și-a construit aici o bază sub apă. Ia uitați-l pe domnul doctor Ocean. Ăsta e un fel de pește, ce-i? Nu știu, dar fața lui semnifică frumusețe, asta e clar. Mă sperie pe bune. Dar ce voce are dintre asta mecanică. Vă auziți? E ca peștele ăla care face lumină în apă, știi? Da, ăla cu pește lanternă. Da, uite, are și lanternă aici. Ok, Felix, acum unde mergem? Nu știu, după tine. Piața asta oare? După tine. Stai să văd, nu știu exact unde mă duc. Încerc să mă mișc pe aici. Uite pe asta, cred că. Hai să vedem. Oh my god, ai grijă, ai grijă la lasere. Că sunt lasere. Să nu te prindă, Felix. Aaaa, era cât pe ce să-ți prindă freza. Și acum, cred că trebuie să mergem prin tunelul acela, secret. Mai vin lasere în spate. Văd, dar eu voi trece peste ele. Wow, ce gămăriță! Laser! Woohoo! Laser! Ce echipă bună am făcut! Cei mai tari! Acum chiar suntem sub apă, ia uite, e tunelul sub apă. Da, aș vrea să mă uit, Felix, dar știi, nu mai am gât. Nu mai ai gât? Ia uite și tu la mine, da. Am dar machiajul rezistă. Ia, putem să vedem și pești? Nu știu, cred că peștii nu sunt la adâncime așa mare. Ia uite și tu ce bază și-a făcut ăsta. Oi, de mine! Incredibil! Mai avem o grămadă de parcurs ca să ieșim de aici. Oh, ia să nu mai râde de mine, domnule doctor. Să vorbești cu ăsta. A, tu ce tot faci? Mi-e greu cu laserele astea, știi? Trebuie să dau space și să sar. Eu nu știu ce tot vorbește ăla. Nu știu ce zice. Mi-a amenință, cred că. Hai mă, Crisina, era la ultimul. Space și în față. Știi, uneori chestiile cele mai simple pot fi foarte dificile. Space și în față, nu față și space. Space și în față. Dar eu în continuu țin apăsat în față. Știu. Așa. Ia să vedem ce ne zice tanti. Dr. Ocean este gata pentru noi. Trebuie să trecem de chestia asta. Trebuie să mergem la miez cât mai repede. Stai acolo pe loc, Felix, că aici e lavă. Cred că e lavă. Nu știu ce e chestia asta roșie. Mă cam înspăimântă. Ketchup expirat. Eu stau aici ca să fiu safe. Ketchup expirat. E cel mai dăunător. Ok, nu știu dacă am timp să fac totul dintr-una, așa că voi sta aici. Wow, salvez. Ce isteați am fost, că nu m-am grăbit. Câte lasere. Sunt curios pe care o să o iei tu, Cristina. Cum adică pe care? Pe trei locuri. Ah, păi pe asta. Ai salvat înainte? Salvează! N-am salvat. Nu. Aoleu, mersi. Eu am să o iau pe asta. Eu am să o iau pe asta, merg că-s gamea adevărat. Stai să văd dacă reușesc.
Space în față. Am reușit. Space în față. Prima. Primul. Asta văd aici, cameriță. Oh, no. What? Cristina, haide. Mamă, ce șmecherie, nu mă așteptam la așa ceva. Stai să văd. Ai. Ok, prin care parte? Ce parte? Mamă, ce parte vrei? Ce șmecherie a fost cu capcane. Hai că asta e faină, să te văd pe tine. Vreau să mă la tine cum faci. Uite așa fac. Aha! Aha! Ia-ți vă cum faci tu, Felix. Ia-ți gamer, am e ușor. Te descurci tu. Ai grijă, să sar. Mamă, cât țopă e Felix. Când ești un gamer adevărat, reușești tot în viață. Ce distractiv, e un fel de X și 0. Lesă. Bun, perfect, am ajuns foarte bine. Ce treabă bună am făcut. Și pe aici se află. Nu știu, dar mă bucur că nu mai sunt lasere pe aici. Felix, cumva e o caracatiță acolo sau ceva? Vezi tu? Vezi tu acolo? Nu știu, văd de niște ceva se mișcă acolo. Uite, trebuie să sărim. Auleu. Am mers după tine, bravo. Am vrut să sar pe chestia asta. Cred că trebuie să mă duc pe partea aia de lemn. Hai să mergem pe partea asta de lemn. Tu poți sar pe chestia asta. Poți să sar? Nu te lasă. Nu te lasă, se pare. Ok, sunt prima. Prima. Stai să văd ce zice tanti. Asta este, când dezactiveze miezul, o să trebuiască să fugim de explozie. Întreaga bază o să fie distrusă, așa că nu vrem să stăm aici. În timp ce fugim, ai grijă de explozie și de nu mai știu ce, că n-am mai avut timp să mă citesc. Na, dezactivează miezul. Deci ăsta e miezul. Cum dezactivăm miezul? Cred că trebuie să ne cățărăm pe acolo pe sus. Vede acolo ceva. Ok. Se pare că avem aici niște scări, dar nu sunt rulante, frate. Ne pune obiul ăsta să facem de sport. Cred că dacă am face atâta sport în viața reală, am fi mega sportiv și în formă. Nici lift nu-i. Nu-i. Ok. Dar avem covor roșu. Apeși pe buton și fugi. Trebuie să apăs buton cu nasul? Fugi! Fugi! Oh my god, am văzut să mă uit în spate cum explodează. Păi uite-te. Uite, vezi? Te-ai uitat? Am văzut, da. A, vine explozia spre noi. Vine explozia spre noi. Oh, chiar vine. Oh my god, se apropie. Să avem laserele astea. Dar avem experiență de gamer. Cristina, chiar vine explozia. Oh my god. După ce ajungi aici, să te întorci puțin să vezi care e faza. Explozibil. Oh my god, vine. Că vine explozia. Ce chestii sunt? Nu știu. Ne face ceva rău chestia asta? Nu cred. Și era puțin de explozie. Sunt bolovan. Oh, Cristina, puțin de bolovan. Stai. Pe partea asta. Așa. Ok. Ce repede vine explozia. Oh my god, aici trebuie să-i atingem. Ah, se pare că nu ne făceau nimic ca bolovanii. Da. Și iarăși înotăm în apă. Uhu! Dar explozia tot vine după noi. Oh, în sus, Felix, în sus. Cred, nu? Da. Nu mai era nimic în jos. Ia uitați cum înot ca o broscuță. Ce chiar! M-a lovit cu capul de câțiva pereți. Oh, ce fain! Am scăpat! Am scăpat, explozia. Ce sunt? Nu știu ce sunt astea. Hai să vedem insula. Ia uitați acolo laserele alea cum ies din apă. Da, se pare da. Că acolo e baza secretă al doctorului Ocean. Dar eu zic că e foarte relaxant aici. Uite și tu, a făcut aici cineva un foc de tabără? Da, ia uite, cred că l-au prins pe doctorul Ocean aici, îl vezi? Crezi? Ia, vorbește cu ăsta. Stai să vedem ce ne zice. Ai reușit! Mersi foarte tare de ajutorul pe care l-a dat în această misiune. Ocean, Dr. Ocean a fost oprit, așa că lumea poate să se odihnească în pace din nou. Uitați și voi cum e, sub gratii, după gratii, uitați cum l-am prins. Să stai acolo, că ai fost rău. Felix, mi-a salvat lumea. Da, ce vrei să faci? Vrei să mai distrugi lucruri acum? Mi-ar plăcea. Felix, eu am zburat de aici, știu că mai aveam nevoie de 5.000, așa că mă duc repede să-i fac. Nu! Cristina, ai în avantaj! Da, tu ai vrut să jucăm jocul ăsta. Mai țineți minte, sunt în avantaj și mai am nevoie de 5.000 ca să îmi iau următoarea armă. Și am să-l întreb pe Felix cu adevărat. Nu e adevărat, că așa ceva nu se face. Mai e și unul care mai joacă aici cu noi nivel. E greu, Cristina. Dar eu cred că am să fiu pe primul loc. Nu fii pe primul loc, Cristina. Imediat îmi umplu acea ghiuzdanul. Stai să vezi cum mă duc repede la sel. Fii pe ultimul loc. Nu, vreau să fiu pe primul loc. Fii pe ultimul loc, Cristina. Sunt curioasă care e următoarea armă. Mie mi-a plăcut super tare arma asta cu albinuțe. Chiar m-am îmbrăcat foarte bine. Plăsește pe asta, dă-mi mie pe următoarea. Nu, păi dar de ce? Degeaba mi-am strâns banii. Da. Nu, deci Felix, te pricepi. Lasă-mă, mai contează. Mai contează. Albinele astea. Haide, umple-te, vreau să-mi umplu aici ghiozdănelul. Nu ți-l umplu tu așa repede. Dar de ce? Tu nu ți-l umpli repede? Nu se umplu, albinele astea nu știu ce fac, nu dau miere cât trebuie.
Păi trebuie să le iubești și trebuie să vorbești frumos cu ele. Dă-mi ele. Sfete. Sfete? Albinele sfete? Uhu! Ce explozie a fost! Una sănătoasă de data asta. Oh, ce bani faini am primit. Hai să dărâmăm și zidul ăsta. Și o să cad acoperișul. Dăm să vedem dacă putem distruge și acoperișul. Mamă, deci mi-a tras una în față tot. De numă. Și hai să văd dacă pot să dau partea asta de sus. Este cât de puțin mai am și distrug totul și îmi umplu ghiozdanul și mă duc să-mi iau următoarea armă. Nu! Sunt curioasă despre ce este vorba. Mi-e curios dacă ți-ai pe aia pe care trebuie. Păi, calculez, mă duc să văd. Calculez? Sell. Așa. Și mă duc aici la shop. Ia să vedem. Deci asta e arma pe care o am. Da? Și următoarea este asta. Costă 40.000. Dar eu mi-au pe asta cu rechinul de 65.000. Ai crezut că mă fraiere și nu iau pe aia bună, hă? No, hai Cristina, să vedem. Ia no. Uitați. Ia uitați ce armă am. Dă-mi și mie Felix, puțin. Felix, uite-te. Dă-mi și mie puțin. Ce dinți are tu? Tu no. Câți bani ai acolo? 49.000? Felix. Nu știu cum ai Cristina, așa trebuie toată armă. Și sunt la nivelul 17. Ok. La nivelul 20 mergem la altă cartier. Da. Hai să vedem cum pușcă. Bă, frate, l-am pușcat foarte repede. A ajuns aproape instant. E ca un fel de bazucă dintre aia. Ca un fel de rechin. Oh my god, poți să dai cu mai multe deodată. Da? Câte dai? No! Poți să dai, știi care e faza? Poți să dai în locuri diferite. Nu, no, Cristina! Uite, deci, vreau să se umplă ghiozdanul. Poți să-ți alegi traiectoria, asta e fain. 1, 2, 3. No! Când văd așa ceva nu mai pot. La albinuțe te dai cu trei cei drept, dar le dădeai toate în același loc. Ai ce șmecher și acum o să evoluezi și mai tare. Nu! Aha! Nu, Cristina, ia-ți albinuțele. Am distrus casa asta imediat. Ia-ți albinuțele, Cristina. Poți să distrug mai multe case dacă vreau. Ia-ți albinuțele. Nu, nu! Am folosit destul de mult. Gata, deja sel. Ah, ia-ți albinuțele! Deja sel și asta înseamnă că o să cresc la nivel mult mai repede. Ia-ți albinuțele, Cristina, e foarte important să iei albinuțele. Nu, nu, Felix, ba, deja, da, deja am trecut la alt nivel, Felix. Albinuțele. Nu. Albinuțele. Hai să văd dacă dau aici. Aha. Ai de mine. Și mi se și încarcă mult mai repede decât albinuțele. Aaa, ce tare fost. Fain să ai avantaje, nu? Este foarte fain să ai avantaje, dar am muncit mult pentru ca să le am. Nu mi le-au dat nimeni pe gratis. Eu sunt gata deja, ce repede se încarcă rechinul ăsta. Ok, hai să-mi aleg casa asta mare, ca să o distrug repede pe toată. Să-mi aleg pe asta? Hai să-mi aleg pe asta. 1, 2, 3. Cred că și ăla s-a dus la aceeași casă la care sunt eu, dar nu contează pentru că eu sunt mai tare, el nu știu ce armă are, dar mie mi se și încarcă foarte repede. Nu mă loviți! Că sunt șmecheră! Te lovești în nimic, ești mecheră? Da, uite-te. Ce repede se încarcă arma ta. Știu. Cung, cung, cung. Vine în mine. Mai mult așa arma ta, Cristina. Ce viloaie distrug acum. Sincer, mie mi-ar plăcea să nu construiesc. V-am zis eu că mi-mi place să construiesc decât să distrug. Dar am avantaj aici. Îmi place că sunt în avantaj. Cung, cung, cung. No! Hai de acoperișul. Aia vreau să distrug eu. Serios? Dar asta e casa mea. Mi-am ales-o de când am de aici. Sell, sell. Hai mă, vin la jumătate. Deci mi-am luat armă și am 10.500. Felix, mai ai nevoie de 10.000, cred că. 11.000! Să-ți iei și tu casă, casă, nu, să-ți iei armă. Casă. Ha, ha, ready, deja sunt gata. Asta e casa altcuiva, am să-i o las să distrugă și mă duc la asta, ce-a mai rămas din ea. E așa greu. Dar ce repede se încarcă, frățioare! Uite-te și tu. Va trebui să se reîncarce tot orașul pentru că eu l-am distrus foarte repede. Tot l-ați distrus. Toți în afară de tine? Toată lumea a distrus. Uite, totul. Uite, deja se încarcă repede. Dar cât suntem aici? Suntem 4, se pare. Gata, suntem o echipă de 4. Și tu ești singura cu... Și eu sunt cea mai tare, da, 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 da. Sunt cea mai tare dintre toți ăștia, vă dați seama? Mă enervează. Iarăși mă duc la casa asta. Hai să o luăm pe asta, pe la urmă. Haide că eu sunt gata, mi-e armă, mi s-a încărcat. Nu distruși cam mult, se pare că distruși cam mult. Ba da, ai văzut și toate astea pot dintr-o singură lovitură. Se pare că distruși cam mult, Cristina. Ba da. Uite și tu ce am făcut aici, o adevărată explozie. Și nu ar mai distruge așa de mult. Cred că ea la alții întreabă, dar cine este această gameriță? Nu-i corect. Cristina. Nu-i corect, Cristina.
Sel! Da! Sel! Uhuu! 15.000! Și dacă era totul perfect, mi-ar fi dat mai mulți bani. Pe seluială. Să-ți dea mai mulți bani. Păi da, știi cum e. Să fi fost în avantaj maxim. Hai, destul avantaj, mai să bei avantaj mai maxim. Hai să distrugem căsuța asta mică. Sigur o să distrugem în câteva secunde. Ați văzut deja a căzut acoperișul. Nu! Felix, ești pregătit pentru că... Lasă-mă pace! În curând o să mă duc la Sel iarăși. Nu mai te duci la Sel. Ba da. Prea mult Sel, Cristina. Ba da. Dacă merit, am putea ce treabă super bună. Sunt cam invidios, Felix. Nu bea tu să fii invidioasă. Ia, i-a căzut acoperișul. Imediat am venit eu. Știi ce? Eu zic că am fost foarte mult timp invidioasă. Am și eu timpul. Am și eu bucuria să mă mai bucur din când în când. Ok. Hai că o ducem bine. Ce tare! Uite, casa asta deja e distrusă. Vezi? Am dat eu ultima lovitură de grație. Felix, să-și cumpără arma. Bă, nu mai uite la ecranul meu! Poți să mă uite la ecranul meu? Stați să vedeți că Felix vine ca un boss. Stați nu mai uite la ecranul meu, Cristina! Stați să-l vede pe ecranul meu! Ia uitați-l pe Felix cum vine ca un boss. Ecranul meu! Ia uite, are și el arma. Să-mi spui, Felix, dacă îți place. Ah, mă place, că e greu când e ultimul. Nu mai ai la satisfacție. Acum ți-am zis eu exact cum funcționează. Da, că nu știam. Se pare că va avansa și Felix. Va trebui să tragă aici. Am 250 și tu ai 20.000. Asta înseamnă că eu o să-mi iau arma și mai șmecheră mai curând. Ce-ar fi să-ți iei ceva de la Sephor? Lasă-mă cu acea, dar în joc virtual. Nu, în realitate. Nu. Am zis ce prețul ăsta de la Sephora. Știu. Îți vinzi rinichiul și ficatul și de-abia ți-ai o pensulă. Am nevoie de un ruș, Felix. Mhm. Mușcă-ți buzele. Level up! Level up! Level up! Imediat, sunt la 18! Imediat! Cum te macină gelozia! N-ați observat așa la femei, că oricâte haine își cumpăr, n-am cu ce să mă îmbrac? Da, dar nici tu n-ai. De asta pentru mine nu-ți cumperi. Eu m-am uitat vreodată? Da. Nu m-am uitat vreodată că tu ziceai ce voiai tu să port. Nu, te-ai uitat și tu că n-ai mai eu. Trebuie să-l cumpere mai eu. Am 2 mai euro, spală-mi în continuu. Ok, haide să distrugem și ce a mai rămas din căsuța asta. Imediat îmi umplu ghiozanul și am plecat la Sel. Am plecat la Sel? S-a umplă, fain. Am plecat la Sel? Bucură-te. Am 25.000! Cât de tare sunt! Felix, tu cât ai? Nu se vede. 5.000? Nu se vede! Nu mai de tare ecranul meu, Cristina! Te duci cumva să vii? Sau de ce ai venit aici? Nu mai de tare ecranul meu. Ok, se pare că se restartează acest orășel minunat. Eu sunt gata. Dar să fii și tu bucuros că ai arma asta șmecheră, Felix, da, și distrugi repede. Da. Ce-i drept, ți-a luat-o cam târziu. Da. Dar măcar ți se umple și ție ghiozanul repede acum. Nu știu dacă se umple mai repede. La mine? Da. Dar nu știu de ce. Nu știu ce faci. Cred că am pile aici la Lego. Am pile la construcții. Ia uite. Poate am eu tehnica mai bună, ce ziceți? Nu are cum să ai tehnica mai bună, asta este clar. Mai e posibil să am tehnica mai bună. Nu ai cum să ai tehnica mai bună. 1, 2, 3. Stai să dăm la acoperiș, acolo e mult. 1, 2, 3. Ați văzut ce mult am dat la acoperiș? Poți mult la acoperiș? Da. Dăm și ăsta. Hai că vreau să cad aici tot acoperișul. De acolo. De acolo. Dar ce viloaie, frate. A căzut! A căzut acoperișul! Sunt curioasă să urmeze la nivelul următoare. Și eu sunt foarte curioasă. Văd că sunt niște nave spațiale mai încolo, niște stâlpi. Uh-huh. Aici e un cartier drăguț, dar mai încolo o să ne... Iară se luiești, Cristina. Da, am 30.504. Hai, mă! Sunt o adevărată cocobogătașă aici. 30.000, cam mult sună. E mult, e mult. Ia uitați, avem și elicopter acolo. Și nave spațiale și rachete. Mamă, ce șmecherie! 1, 2, 3. Am distrus și asta gri pentru că nu distrugea nimeni. Stătea aici. Așa. Oh, se pare că nu mai este mult și deja se reface orașul. Se reface? Da. Ăștia la ce arme au? Cred că au arme mai de începători. Ce faci, Felix? Nu știu. Ce-ar fi să faci o pauză? O pauză, Cristina. Nu, eu aș zice să faci o pauză, să te duci să vezi cât ar costa următoarea armă. 90.000. 90.000? Deja te-ai uitat? Păi, am uitat când tu te-ai uitat. Ok.
Nu mai distruge Cristina, lasă-mi să distrug eu. Ba da, distruge. Ia tot e avantajul. Eu vreau să distrug aici garajul, sau ce o fi chestia asta. Ale garaj? Zic și eu, că e într-o parte așa. Vreau mai multe Lego din asta să-mi vină, că nu vine așa de mult Lego. Nu vine, hai să vedem dacă putem să dăm jos acoperișul. L-am dat! Ce strategie bună! Aș vrea ceva care explodează mai repede. Ceva instant așa, nu? Da, ceva care mitralieră. Nu mă loviți! Se face așa, dum-dum-dum-dum-dum-dum, dintre aia? O mitralieră, da, aș vrea. Uite acolo, la scări. Sel! Hai, mă! Cristina, te-a dus pe mine! Cristina! Mamă, ce am sărit, ați văzut? Da. Ce șmecherie! Îmi zic că data viitoare am să-mi iau arma înaintea lui Felix. Nu. Bede. Ce-ar fi dacă e un clip pe canalul meu să fie un avantaj? Nu! Să nu faci asta. Să nu fac asta. Să nu faci asta. Clip așa de oră. Nu! Felix, dacă o să faci asta, o să-mi fii super un avantaj, o să mă întreci. Da. Nu. Dar dacă vrei, poți. Trebuie să fie un avantaj. Acum am 35.500, o duc super bine. Uite că și ăștia la se descurcă să distrug aici, fără noi. Distrug și ei. Este... se reface iarăși. Mamă. Dar ce repede merge de când avem arme bune, voi observați? Imediat dărmăm aici totuși, la început cât ne chinuiam. Acum vreau armă și mai bună. Și eu vreau. Hai că mă duc să distrug casa. Următoarea e tunul. Tun? Da. Păi tu îți dai seama, cu ăla se distruge o casă dintr-una, cred că. Nu știu, dar ultimele arme cele mai șmechere, ăla chiar distrug chestii. Da, dar cred că o să fie și chestii mult mai greu de distrus decât casele. Aha. Sunt chestii de fier, văd mai încolo, și da? Cred că e mult mai greu de distrus fierul. Dar da. Asta până la urmă doar bolțare aici ce-o fi frămidă. Știi? Lego, ăsta e Lego toată ziua. Bine, da. Tu te uiți unde dai sau dai doar așa? Am dat una și în tine. Din greșeală intenționat. Nu, că eu am strategie. Când dau, mi-aleg punctele. Să alegi punctele? Sel! 40.000. Uite, următoarea e tu, nu? Stai să văd și eu. Vine aici, la magazin. Următoarea este asta. Uhu! Ce tare arată! Tunul. Alt tun. Ce-i? Cannon, tot tun. Ai, ce damage are ăsta. Advanced cannon. Da. Un tun avansat. Dar asta e ca un fel de armă, tu da, vezi? Da. Mama mia! Am stătut de rachete. Mamă, ce damage au ăstea. Uite, știu cum arată asta. Ai, de mine. Incredibil, frate. Ce mă urmează? Blaster, laser shooter. Este cu laser. Laser cannon. Tun cu laser, v-ați mai văzut așa ceva? Extreme launcher. 20 de milioane. 35 de milioane. Hai de cap. Asta e din spațiu deja. Nuclear. Roz. Asta e cea mai tare. Bun. Sper că data viitoare să-mi iau arma mai bună. Să apăsați butonul de Cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!